Salutare! Am aici un ambreiaj de Partner 420. Bine, ele merge de Partner 350 și tot așa Husqvarna 240, 235. Ele au de obicei 3, 8, 6. Eu acum, ca să fac un test, să pun la mai de 55, am luat o oală de ambreiaj, de fapt, cu rotiță motrică și pas 3, 2, 5, 7. O să o schimb și îi pun lama cea mare și facem un test cu drujba de 2,2 cai. Am băgat oala de ambreiaj și am văzut că atunci când montez și saboții, șaiba asta îmi strânge direct pe oală și mi se învârte cu totul tot timpul, adică nu mai se învârte asta liberă, uite așa. Și trebuie aici, cum se vede, spațiu, că dacă na, chinezești, făcute să fie, i-am făcut un distanțier dintr-un rulment, l-am tăiat, să-l vâr aici. Uitați-l, iese în afară, să vină și șaiba peste și după aia ambreiajul. Saboții. Și gata și testul, gata testul, băi fraților. Vedeți și voi câtă muncă e pentru un două felii? Că după aia pun ambreiajul ei la loc, că nu e ea de 3,25, adică de 3,25 e, dar nu de lamă de 55 și de lanț agresiv și de lemn uscat. E, de lemn uscat, dar de lemn de dimensiuni potrivite acolo, până în 40 cm, 35-40, ăla e optimul ei. Bineînțeles, și drujba asta știți și voi că e modificată, tobă, admisie, evacuare, merge, dar na, nu-i de ea, dar poate. E vorba aia, la mai grea decât ea. Și vedeți și voi câtă muncă pentru un test. Asta înseamnă pasiune și să-ți placă ceea ce faci. Mie îmi place ceea ce fac și de asta am și făcut testul ăsta, pentru că îmi place și pentru voi. V-am salutat, sănătate și toate cele bune!